ajută atunci. Bună seara, spre noapte bună. Am venit în mod deliberat, ca să o spun, pe aia dreaptă, pe malul Mureșului, pe faleză. De fapt, soția m-a scos că eram cam necăjit după meciul cu UTA, că am pierdut în ultimele minute după ce am condus de două ori. Și am vrut să văd cum arată iluminatul nou care e făcut aici, respectiv becurile LED cu stâlpii noi. Am fost la fața locului împreună când încă se lucra. M-am și uitat că deja a început să crească iarba acolo unde eram criticați că e doar pământ și nu o să se refacă. Și trebuie să recunoaștem că arată bine. Cum de asemenea trebuie să recunoaștem că, numai să ai grijă că vine cu skate-ul, că seara arată un pic mai bine decât ziua, pentru că încă aici mai avem foarte multe lucruri de făcut până seara, nu-i pune coarne. Treptele sunt cu probleme, parte din spațiile verzi, unele accesuri, dar ar fi păcat să cheltuim din banii primăriei când vom avea posibilitatea în următorul exercițiu financiar să accesăm fonduri europene nerambursabile. Încercăm ce putem să facem acum, cât de cât să fie un loc civilizat și frumos, aspectos, după cum se vede, chiar arată bine. E un loc în care putem să mergem seara fără probleme. Hai să nu deranjăm seara. Seara. Și cred că merită, dacă tot nu avem voie să socializăm altfel, dacă tot nu avem voie și la terase cu distanțare sau în alte locuri publice, e un spațiu deschis, e un spațiu frumos, e un spațiu luminos care arată bine. Uitați ce frumos arată și pasarela de ani de zile și încă, eu zic că e un reper a orașului cu care ne putem mândri. Să fim cinstiți cu noi, avem și lucruri cu care nu ne mândrim, dar avem și lucruri care le-am moștenit din mandatele precedente, cu care ne mândrim. Sunt frumoase, e orașul nostru, e partea din sufletul nostru la care revenim de fiecare dată și le punem în valoare. Ce e de corectat, ce e de făcut mai bine, întotdeauna e loc de mai bine și de mai mult. Cred că toată lumea își dorește lucrul ăsta și o să reușim. Da, îmi pare rău că n-a câștigat UTA azi, da. Asta e. Am mai spus că nu mă mai uit la meciuri, că după aia nu mai pot dormi seara, da. Trece. Dincolo de toate, dincolo de partea sportivă și de partea de glumă, mă bucur că e o seară frumoasă, o atmosferă frumoasă. Și, da, mergem înainte. Seară bună tuturor. Să ne mai bucurăm și de momente frumoase. Ne vedem cu bine, noapte bună.